Am revenit, continuăm așadar să citim mesajele dumneavoastră. Bianca Nicoleta Stoica zice așa: de ce nu se poate modifica selecția puțin? Pentru că fermierii mari au scos certificate de producător pe numele rudelor, prietenilor și participă la program când alți fermieri mici chiar au nevoie de tractor. Din punctul ăsta de vedere, aș fi considerat mult mai potrivit să se solicite document de la APIA din ultima campanie agricolă decât un document de la primărie, care, iată, în unele cazuri a fost eliberat foarte rapid. Mă rog, nu contează către cine a fost eliberat, contează doar că fermierii care au istoric nu pot participa în cadrul programului pentru că sunt înscriși la APIA și poate că au aflat... Da, domnul, da. Iar ajungem la egalitate de șanse, da? Unul dintre pionii principali în finanțările europene și de bugetul de stat. Trebuie să dăm șanse tuturor să aibă posibilitatea să-și... Dacă eu anul ăsta mi-am făcut o activitate agricolă, de ce să nu am posibilitatea să aplic? Atunci să fi fost incluse alte criterii legate de suprafață de... Criteriul va fi primul venit, primul servit, aplicația electronică, poate să fie și ministrul României, cine a încărcat primul ăla a obținut. Da, în regulă, dar vor fi probleme și acolo, pentru că atunci când înscrierile se vor termina în două minute, să spunem, oamenii vor fi în continuare suspicioși legat de felul în care s-a derulat întreaga procedură, pentru că nimeni nu vine să-i lămurească într-un fel sau altul. Da, aici contează dacă se dă în sarcina dealerului, da, să obțină numărul de ordine, atunci un dealer poate să zică: domnule, nu am posibilitatea să-mi iau 200 de IT-iști, pun cu 10. Și atunci el poate apucă să pună doar câte un proiect de IT și pune doar 10. Alt dealer poate are posibilitatea să-și ia 200 de IT-iști. Și atunci ăla poate să ia numere de ordine pentru toți, celălalt doar... Deci contează foarte mult și organizarea dealerului aici. Dacă, încă o dată repet, dacă obținerea numărului în aplicația electronică rămâne doar în sarcina dealerului. Dacă rămâne și în sarcina beneficiarului, atunci fiecare cum... În felul în care a fost lansat programul, cred că singurul lucru care mai poate fi îmbunătățit de acum și până la final ar fi să li se dea posibilitatea fermierilor să se înregistreze, pentru că celelalte criterii e clar că nu mai pot fi modificate. Dar ăsta este criteriul care poate fi modificat înainte de înscrierea fermierilor. Să li se dea lor posibilitatea să se înregistreze și să nu fie dependenți în totalitate de un dealer. Bun, avem un telespectator, doamna Roxana din Dolj. Bună seara! Drăgușin Roxana mă numesc și vă sunt dintr-o localitate din Dolj. Da, doamnă. Cu rugămintea și cu speranța că poate reușim să sensibilizăm pe cineva astfel încât condițiile de înscriere, criteriile de înscriere să fie altele, adică noi fermierii să încercăm cumva să ne înscriem singuri și să nu fim cumva la mâna dealerilor. Și dacă îmi permiteți și aveți timpul necesar, aș vrea să vă relatez ce mi s-a întâmplat mie. Chiar vă rog. În data de 11 m-am prezentat cu documentele necesare în urma discuțiilor telefonice pe care le-am avut cu dealerii. Dacă îmi permiteți, pot să și zic, din Craiova, mă rog, atestatul de producător, certificatele fiscale, buletinul. La 11 luni dimineața ne-am prezentat la sediile lor. Ne-au zis că nu ne pot primi niciun fel de document, întrucât nu s-au înregistrat la ASM. Și că ne vom auzi la telefon după data de 28. Le-am lăsat numărul de telefon. În cursul săptămânii am aflat că, de fapt, cererile au ajuns la 1500 și că dosarul nostru nu mai poate fi primit. Cererile se mai pot face doar online, șansele noastre fiind aproape nule la 1500 de cereri doar la un singur dealer. Rugămintea ar fi la dumneavoastră, dacă puteți modifica. Nu, noi, doamne, că dacă am fi putut, noi îl modificam acum, ieri. Deci, în primul și în primul rând, dealerii au stopat înscrierea beneficiarilor după emisiunea noastră de săptămâna trecută, unde dumnealor și-au dat seama că sunt într-o eroare. În al doilea rând, se vor relua înscrierile persoanelor fizice la dealeri, pentru că
nu are nicio relevanță lista dealerului care a făcut-o până acum. Prioritatea la finanțare se va proba, se va demonstra în baza unui număr de ordine care se va obține electronic în platforma AFM pe criteriul primul venit, primul servit. Vă rog, doamna Drăgușin. Și acel număr de ordine îl putem obține inclusiv noi fermierii sau numai fermierii? Aici este o problemă că pe perioada cât ghidul a fost în consultare publică, foarte multe persoane fizice au solicitat modificarea. Inițial avea posibilitatea fiecare fermier să-și solicite singur în platformă. Însă foarte mulți au solicitat modificarea pe perioada consultării publice, motivând că nu au posibilitatea să aplice în aplicația electronică. Și atunci au dat în sarcina dealerului, însă, încă o dată, acest ghid, exact cum a zis și colegul, este pe etape. Deocamdată avem doar procedura pentru prima etapă, a doua etapă urmează a fi publicată procedura, practic selecția beneficiarului. Și este posibil să aibă fiecare posibilitatea să-și aplice singur, pentru că aplicând doar dealerul, într-adevăr, unele persoane au posibilitatea să piardă finanțarea. Dacă un dealer are posibilitatea să înscrie doar 40 de persoane, este posibil ca dealerul respectiv să ia 160. Să zică, domne, fiecare persoană îmi încarcă câte 4 beneficiari. Însă există posibilitatea ca alt dealer să aibă pentru fiecare solicitant câte un ITist. Și atunci cel care și-a asumat că va depune 4 proiecte cu un operator nu reușește să obțină decât pentru unul, iar cel care are pentru fiecare solicitant câte un operator poate să obțină toate cererile de toate solicitările. V-a cerut dealerul un avans ceva? Da. 1000 de euro. 1000 de euro. Da. Și ați dat avansul? Nu, n-am dat niciun avans, pentru că nu ne-au lăsat cu documentele. Ne-au zis că după data de 28, dar între timp, între 11 și 18... Iertați-mă o secundă, doamnă. Avansul ăsta, cum l-au justificat dealerii? Pentru ce trebuia să-l dați? De ce? Au zis că ar trebui să facem un precontract de rezervare, să aibă certitudinea că vom rămâne la ei și că nu ne vom duce cu dosarele și în altă parte. Deși procedura permite schimbarea dealerului după ce dosarul fermierului este aprobat. Prin urmare, în momentul ăsta, dealerii acționează împotriva procedurii. Dar ne-a fost încălcat un drept. Adică dreptul nostru de a aplica a fost, practic... Să zicem că nu aș merge chiar atât de departe să acuz dealerii de rea intenție, ci doar că nu au înțeles bine procedura. Într-adevăr, dealerii... Și mai departe, pe lângă faptul că nu au înțeles foarte bine procedura, ei trebuie să poată să și asume ceea ce fac. Din câte știu eu, dealerii au avut această abordare de a cere avans înainte de publicarea ultimului ghid, înainte de publicarea ghidului final. După publicarea ghidului final, într-adevăr, au început să fie mult mai rezervați în a continua cu înscrierile. Dar o să vedem ce se întâmplă de vineri încolo. Pe de altă parte, dacă stăm și o gândim logic, de exemplu, un dealer, ca să aibă un IT să-i depună proiectul primul venit, primul servit, poate să plătească poate și 10.000 de euro. Mai greu să credem mai că greu, 10.000 da. De euro la un IT. Sau 1.000 de euro, da? O să vedeți fine, că da. Se poate ajunge probabil și acolo. Probabil că da, e o măsură de siguranță pentru ei, că așa cum v-am spus, să nu mergeți în altă parte, dar asta nu înseamnă da. Că e și corect. Da. Știți cum e? Acum da. Și dealerii ori fi vorbit între ei, toți cred că cam cer avans, nu? Păi da, cred că majoritatea, la doi la care am fost noi, ambii ne-au cerut avans. Bine, sinceră să fiu, n-am văzut asta ca fiind o problemă. Am zis, dacă așa se procedează, așa procedăm și noi. Pe noi ne-a deranjat foarte tare că în momentul respectiv reprezentantul pe zona noastră
Nu ne-a primit dosarul, alți colegi au primit și între timp s-au făcut 1500. Am înțeles. Da. Eu vă zic că nu, nu ăsta este motivul, numărul solicitanților. Motivul este că după emisiunea lui domnul Ovidiu de săptămâna trecută și-au dat seama că ei nu au înțeles bine procedurile. Da, noi ne-au comunicat că înscrierile se fac online, întrucât ei nu mai aveau timp de o altă activitate decât asta. Să primească dosare, să stea de vorbă cu oamenii și le ocupa tot timpul. Da. Poate cineva ne-o permite. Ce faceți acum? Vă dați bătuți? Continuați? Ce faceți? Cum v-ați gândit? Sinceră să fiu, nu cred că mai are rost numai dacă se schimbă criteriile de a depune. Dacă putem să ne... Dumneavoastră sunteți fermier de ce? De cultură mare, legumicultor? Ce aveți? Să zicem cultură mare. Cultură mare, să zicem. Dar opinia dumneavoastră ar fi că ar trebui să dea posibilitatea fiecărui solicitant să-și solicite singur numărul de ordine. Exact. Fiecare obținem un număr de ordine și după noi să ne putem alege dealerul, nu să fim la mâna lor și să... Da, cei care nu se pricep și nu au posibilitatea pot face lucrul ăsta cu ajutorul dealerilor, dar poate că unii... Da, exact, pentru că există varianta împuternicitului. Da. Și ce vrea să vă luați? Tractori și utilaje sau doar tractor? Nu, doar un tractor. De ce capacitate? 105 cai avea cel pe care... Cai. Și ce dăteați la schimb sau ce dați la schimb? Un autoturism. Da. Întreabă domnul Păunel că sunteți fermier sau consultant? Nu, fermier sunt. Fermier sunteți, nu? Și cât ați spus că lucrați? Vreo 43 de hectare. Fermier mic. Da. Probabil că na. Pentru oamenii ăștia chiar contează programul ăsta, că mă gândesc că către ei ar trebui să meargă cele mai multe utilaje. Ce să vă spun, doamnă, nu vedeți că vrem să discutăm cu cei care au făcut procedurile și sunt de negăsit. Ceva, nu știu, nemai întâlnit sau poate că asta o fi abordarea. Da. Să nu spună. Acum s-or costuma în Moș Crăciun. Cineva ne-a auzit și pe noi. Da, auzi, ne aud. Stați liniștită că emisiunea e văzută, e urmărită. Avem feedback de fiecare dată. Da. Sau se aplică varianta DR29. Ce să mai... Da. Bine, doamnă, ce să zic. Dacă mulțumesc mai aveți nelămuriri, mai sunați că pe noi aici mulțumesc ne găsiți. Pentru puțin, sărăuna. Săruna, la revedere. Carmen Brancu, bună ziua. Nu sunt pe subiect, dar am o întrebare pentru domnii din platou. Știu cumva dacă au termen domnii de la AFIR pentru a ne chema să semnăm contractul pe DR30 sau trecem în anul următor și nu mai semnăm? Acum că este totul online, durează mai mult ca niciodată, mai ales la noi în Timiș. Am depus cu punctaj de 60 de puncte și ajungem să semnăm ultimii sau depus în ordine după puncte. De ce nu se semnează după puncte? Asta e România. Da, nu știu exact ce s-a întâmplat. Într-adevăr, s-au depus dosarele etapizat pe luni, fiecare lună având un alt punctaj. Se semnează contracte, dar de ce nu a fost chemată dânsa la semnare, nu aș putea să spun. Cert este că dacă a fost selectată, cu siguranță va semna contractul. Dosarele sunt alocate pe centre regionale, pe oficii județene și se vor semna cu siguranță contractele. Sunt bani, adică oamenii probabil că de asta se tem, eu știu, s-or gândi că nu mai ajung la finanțare. Conform ultimei raportări pe care a făcut-o AFIR-ul, erau într-adevăr contracte ce urmau să fie semnate. Nici plățile pentru toate contractele semnate nu erau încă făcute. Deci sunt oarece întârzieri, nu, aș zice că nu mari, având în vedere stadiul actual, dar cu siguranță vor semna contractul și își vor primi banii. Bun, mai avem un telespectator. Vă spuneam că văzând felul în care programul ăsta se derulează, e impropriu spus că se derulează, a pornit cu stângul din punctul meu de vedere, oamenii reacționează, nu știu ce să înțeleagă, n-au cui să se adreseze, nu e nimeni care să îi lămurească. De ce? Pentru că autoritățile preferă politica struțului, capul în pământ și nu spun nimic.
Ori gândi zilele astea cum să facă, ce să facă. Poate să ori mai inspirați și la ce spun telespectatorii. Doamna Cristina din județul Bihor, dacă am înțeles bine, da? Alo? Domnul Cristian. Cristian, iertați-mă, domnul Cristian, vă rog. Da. Păi ați sunat, vreți să ne spuneți ceva sau... Da, vreau să intru în direct și să... Păi sunteți în direct, domnule, sunteți în direct, spuneți. Alo, bună seara. Bună seara. Bună... Da, bună seara. Bună seara. Din Bihor vă sun. Aș avea și eu câteva întrebări pentru programul Rabla. Vă rog. Da, da, vreau să vă spun. Păi ne spuneți sau doar vreți să ne spuneți? În legătură cu canetele de producător. Așa. Ziceți, domnul Cristian. Da, da, sunt în urmă cu asta. Da, cu ce sunteți în urmă? Ziceți că poate vă aducem la zi. Canetele de producător, vreau să vă spun. Pentru că toată lumea merge și face canet de producător. Nu se ia odată, deci să se vadă, ești fermier vechi sau acum pe, intrăm toată lumea la programul Rabla. Nu are nicio relevanță faptul că obțin certificate de producător. Obțin certificate de producător pentru că nu au înțeles foarte bine procedura. Degeaba obțin certificat de producător dacă nu reușesc să obțină prioritate la obținerea numărului de ordine. Procedura e destul de simplă, pare. Atestatul de producător se eliberează de către primărie în 5 zile de când se depune cererea. Pentru ca un fermier să depună cererea, trebuie să înregistreze cu terenul sau cu animalele în registrul agricol al primăriei. Deci ăsta ar fi primul pas, înscrierea în registrul agricol, se depune o cerere și se eliberează în 5 zile, conform legii, acel atestat de producător. Am înțeles că program... Dar nu este o vechime a acelui atestat. Dacă îl obțineți astăzi sau l-aveți de 2 ani, pentru programul acesta de finanțare este același lucru. Ambii fermieri, și fermierul de 2 ani și cel care a devenit fermier astăzi, vor avea șanse egale la înscrierea în program. Deci, selecția făcându-se la obținerea numărului de ordine în platformă. Da. Și atunci nu mai are nicio relevanță că 700 de persoane în săptămâna asta au obținut certificat de producător. Da, dar vă întreb un lucru. Până acum, respectivii, de ce nu și-au făcut carnet de producător? Doar când a sosit programul Rabla. Dumneavoastră trebuie să vă preocupați de modul cum reușiți să obțineți numărul ăla de ordine mai repede. Nu de ce a obținut altul. Nu se pricepe programul pentru tineri fermieri sau pentru cei șmecheri care se scriu acum în program? Nu, programul este pentru cei care reușesc să obțină un număr de ordine în primele cele aproximativ 2000 de numere de ordine. Nu e pentru tinerii fermieri, atenție, nu faceți confuzie, că nu e limitat de vârstă, da? Ăsta nu e program pentru tinerii fermieri. E doar să schimbi utilajul vechi cu unul nou. De-aia zice Rabla pentru tractoare, cum era Rabla pentru autoturisme. Aveai un autoturism vechi, un hârb, cum se spune, acasă și ca să nu mai poluezi și să ai și tu parte de un utilaj, de un autoturism performant, îl dăteai pe cel vechi și contribuiai cu o sumă de bani și îți luai unul nou. Atunci, dacă nu-i pentru tinerii fermieri, de ce există la 40 de ani o anumită subvenție și la 45 o altă subvenție? Aici vorbim de lucruri diferite. Vorbim de programul Rabla acum sau vorbim de alte programe? Sau le combinăm, ca să știm ce vă răspundem. În cadrul programului sunt într-adevăr două categorii de solicitanți. Cei care au vârsta până în 40 de ani contribuie cu 20%, iar cei care au vârsta peste 40 de ani vor contribui cu mai mult. Dar asta nu înseamnă că au șanse diferite. Dar șansele sunt egale, pentru că în cele din urmă vor fi selectați în funcție de rapiditatea în care vor fi înscriși în platformă. Sunteți tânăr? Domnul Cristian? Da, sunt tânăr. Nu asta e important. Ce, important. Mă gândesc că de-aia ați întrebat legat de tineri, că sunteți tânăr. Da, sunt tânăr fermier. Cât lucrați?
În jur de 40 de hectare. Și ce vreți să vă luați? Tractor plus utilaje? Doar tractor? Tractor aș dori să-mi iau. Și ați mers la un dealer? Am fost la un dealer. Și ce v-a zis dealerul? Mi-a zis că trebuie să plătesc 1000 de euro ca să îmi rețină tractorul pe stoc și în cazul în care intru la program, o să mi-l dea, iar dacă nu o să intru, o să vireze banii înapoi, nu cum spunea doamna dinainte. Doamna a mers la alt dealer, nu trebuie să vă spună doi dealeri diferiți același lucru. Că dumneavoastră ați mers în Bihor, presupun, și doamna asta a mers în Craiova, în Dolj. Și ați dat acei 1000 de euro. Domnul Cristian, ne auzim? Da, sau sunteți și cu televizorul deschis în același timp? Da. De-aia ne auzim greu. Vă rog eu frumos, atât pe dumneavoastră cât și pe toți ceilalți care sună. În momentul în care intrați în direct, dați televizorul pe mut. După ce se termină, ca să ne auzim în telefon, că dacă ne auzim în televizor, sunetul e cu întârziere și implicit discuția noastră decurge mai greu și o să apară așa sincope în comunicare și nu se înțelege, da? Da, am înțeles. Așa, bun. Și spunea domnul, vă întreba domnul Dogaru, ați dat 1000 de euro sau 1500 cât v-a cerut? Nu, 1000 de euro i-am dat, i-am transferat. Și motivau cei dealerul respectiv, motivau pentru faptul ca să-mi rețină respectivul tractor. Că dacă o să intre multe tractoare, dâns și nu să aibă dintr-o dată să ne dea 300 de tractoare. Și atunci, cum ar veni, sunteți prioritari. Da, ca să primești între 4 luni și un an respectivul tractor. Și acum măcar să ajungeți să primiți tractorul, că n-ar mai fi asta, cred că, neapărat o problemă. Normal interesul dealerilor. Da, dar eu sunt un pic frustrat de faptul că acum la programul RAB, acum am auzit toată lumea repede atestat, toată lumea se scrie registrul agricol, să treci pământ de la unul la altul ca să intre în program. Nu-i corect. Ori suntem fermieri, ori devenim fermieri. Dar haideți să vă întreb un lucru. Dacă AFM-ul ar băga condiția să duceți un tractor, nu orice rablă, dumneata te-i duce repede să cumperi o rablă de tractor? Da, m-aș duce și dacă nu am să și să dau din altă parte. Păi vedeți cum dumneavoastră ați optimiza șansele. Așa vor și alții. Da, domnule, dar aia nu-s mai fermieri atunci din moment ce trece repede la registrul agricol pământ, că nu-i pe el ca să facă... Domnul spune că cei care fac treaba asta nu-s fermieri, aici îl deranjează, da. Nu că și are o problemă ăștia, cu ceilalți și, fermieri. Da, da, nu sunt fermieri, sunt dar odată fermieri, ce s-au înregistrat, sunt fermieri lui. Iar să profite de faptul așa, de programul și eu mâine mă duc, mă legitimez la fotbal și sunt fotbalist. Nu este relevantă chestia asta. Nu are relevanță. Stați liniștit că selecțiile nu se fac după cine vrea dealerul și nu se fac în ordinea listei dealerului. Din păcate, dealerul are posibilitatea să influențeze destul de mult rezultatul. Dacă m-a ascultat o clipă. Da, eu aș vrea altceva de la dumneavoastră. Acum eu v-am ascultat și vreau să mai discutăm, dar trebuie să iau publicitate acum. Mi-au scris colegii aici, că eu comunic cu ei pe WhatsApp, de-aia mai mă uit în telefonul ăsta, că ei mai scriu. Trebuie să ieșim, mai avem un minut. Și acum trebuie să ieșim, luăm pauză câteva minute, lăsați numărul lui Rareș, așa îl cheamă pe colegul meu de acolo cu care ați vorbit, și el vă resună cum începem. E bine așa? Nu știu dacă e bine, Da, facem așa? Da, sigur, cum să nu? Gata, domnul Cristian, ați văzut, ne și înțelegem mai bine acum dacă ați dat televizorul pe mut. Pauză, ne întoarcem. Un pas înainte reprezintă pentru noi încrederea partenerilor noștri în produsele oferite de Universal Group. Suntem partenerii cultivatorilor care își doresc produse de calitate.